Aș vrea să înțelegem că prorocia sau darul prorociei, să subliniem asta, în al doilea rând nu este unul și același lucru cu slujba de proroc. Slujba de proroc o regăsim în Efesem 4 cu 11, unde Sfântul Apostol Pavel zice foarte clar, el adică Domnul Iisus, nu Duhul Sfânt, vă rog să înțelegeți sublinierea asta că e foarte importantă, el adică Domnul Iisus a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, păstori și învățători. Există cinci slujbe pe care le pot avea doar bărbații. N-am de ce să cer scuze pentru voi, surorilor, pentru că așa e Biblia, nu vă pot schimba. Asta e viața. Da? Să facem deosebirea în trei dimensiuni. De ce darul de prorocie nu este unul și același cu slujba de proroc? Pentru că darul prorociei este dat de Duhul Sfânt altuia i s-a dat prin același Duh prorocia. Da? Este dat de Duhul Sfânt. Slujba de proroc este dată de Domnul Isus. Vă amintiți de 1 Corinteni 12, când am vorbit despre darurile Duhului Sfânt și am început să introducem aceste daruri ca învățătură și acolo Biblia zice că sunt mai multe daruri, dar este unul și același Duh. Adică Duhul de darurile, Duhul Sfânt. Sunt mai multe slujbe, dar este unul și același Domn, adică Isus Hristos. Domnul Isus de slujbele. Sunt mai multe lucrări, dar este unul și același, un singur Dumnezeu ca Tată. Dumnezeu Tată derulează planurile pe care le are și lucrările pe care le are, care se pot pune în aplicare prin darurile date de Duhul Sfânt, respectiv prin slujbele date de Domnul Isus Hristos. O altă diferență foarte clară este că darul prorociei, este disponibil oricărui credincios în acord cu voința Duhului. Dacă Duhul Sfânt vrea să-i dea, poate să-i dea oricui. Surorile pot să aibă dar de prorocie, frații pot să aibă dar de prorocie și Biblia zice rugați-vă să aveți darurile cele mai bune și mai ales să prorociți. Deci asta e o rugăciune universală. Poate să o facă orice creștin care e născut din nou, care se a întâlnit cu Dumnezeu și el poate să aibă acest dar. Să te rogi ca soră să primești dar de prorocie este un lucru foarte benefic, e biblic, e corect. Să te rogi ca frate e foarte benefic, e corect, e biblic. Dar când trecem la slujba de proroc, această slujbă este disponibilă doar unor credincioși. Și specific aici, este disponibilă numai bărbaților pe care Duhul Sfânt decide împreună cu Tatăl și cu Domnul Isus, iar Domnul Isus împarte slujba asta, să-i dea acea slujbă unui om. Poate să stea un bărbat în cap, poate să facă ce vrea el în lumea asta, poate să mute tone, tone de greutate, poate să se învârtă, să meargă până la muntele Atos, oriunde să meargă, să construiască 15.000 de biserici, dacă Duhul Sfânt nu vrea să-i dea dar de prorocie, nu uită, și încă ceva mai spun, dacă Domnul Iisus nu vrea să-i dea slujbă de proroc, nu-i dă. Este o slujbă pe care o împarte Domnul Isus. Și înțelegeți că slujba de proroc este dată doar bărbaților. Da? Vă dau niște cazuri, exemple. Uitați-vă ca diferență. Darul prorociei este un singur dar, este un dar singular, da? darul la singular prorociei, pe când slujba de proroc presupune existența a cel puțin două daruri, care conlucrează, colaborează, sunt mână în mână. Da? Cine are slujba de proroc poate să deruleze lucrarea aceasta de punerea mâinilor. Dăm câteva pagini doar și uitați-vă că găsim un bărbat cu slujbă de proroc, este Anania. Fapte 9 cu 10, Biblia spune așa, în Damasc era un ucenic, rețineți că era ucenic, nu era un om obișnuit, da? și ucenicii nu erau oricine, da? Pentru că ucenicii, marea majoritate dintre ei care au, au fost acceptați de Domnul Isus au primit slujba sau s-a fost inteschimbabil termenul de ucenic cu apostol, da? Și uitați-vă că acest bărbat, înțelegem că avea și slujba de proroc. În Damas crea un ucenic numit Anania, Domnul i-a zis într-o vedenie, deci Domnul i-a vorbit profetic, prin dar de vedenie sau de prorocie, i-a zis Anania, deci a auzit cuvântul Domnului, iată-mă, Doamne, a răspuns el, și Domnul i-a zis, scoală-te, uitați-vă cât de clar vorbește Duhul Sfânt pentru el, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, ce Domnul știe strada pe care trebuie să mergi? Știe detalii de genul ăsta, adică se implică în astfel de detalii? Știe numărul casei care te afli? Știe că o să iei la examene? nu că știe. Bine ar fi să-și înveți. Da? Doamne ajută! Și Biblia zice, intre pe ulița dreaptă, caută în casa lui Iuda, știe numele oamenilor. Dacă vrea Domnul seara asta să-ți un om la tine acasă, știe să-l direcționeze. Întrebarea dacă îl primești. Că Filip Evanghelistul, zice Biblia, înainte să fac alte slujbe, eu l găzduit pe Pavel. Interesantă lucrarea asta pe unul zis Saul uitați-vă că știe exact de ce originei, de unde vine un om din Tars detalii Duhul Sfânt vorbește foarte detaliat iată că el deci Duhul Sfânt nu știe doar istoricul lui Saul, nu știe doar unde stă, nu știe doar la cine găzduiește, nu știe doar originea lui, ci știe ce face în secunda aceea, iată că el se roagă și culmea a văzut în vedenie pe un om la care i s-a zis și lui numele, Anania, numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Uitați-vă că Anania are slujbă de proroc pentru că în dreptul lui conlucrează trei daruri. Darul de descoperire de prorocie, da? Uitați-vă cât de vorbește Duhul Sfânt cu el. Apoi conlucrează acest dar de punerea mâinilor, da? Uitați-vă că mai apoi, în timp ce își pune el mâinile, Saul din Tars, care a devenit Pavel, se vindecă, să-i dar altămăduirilor. A avut orbire și a început să vadă. Vedeți că sunt trei daruri care conlucrează pentru a fi derulată slujba aceasta de proroc.